Eleva de 9 ani învață la școala primară din satul Ciuta, județul Buzău. Zilele trecute copila i-a povestit bunicii că a fost atinsă în zonele intime de fostul învățător, iar femeia i-a anunțat pe părinți. Aceștia au mers direct la școală unde au încercat să-și facă singuri dreptate. Dar cel pe care l-au găsit acolo era actualul învățător, nu cel care a predat în anii precedenți în clasa fiicei lor. Acesta se mutase între timp la altă școală, iar părinții l-au căutat și l-au confruntat. Directoarea instituției, care coordonează ambele școli, s-a arătat surprinsă de acuzații. I-a adus acuze precum că ar fi atins copilul, o fetiță de clasa a treia, în zona intimă. Nu cred că ar fi capabil de așa ceva. Polițiștii au audiat-o pe minoră în prezența reprezentanților Direcției pentru Protecția Copilului, așa cum cere legea. Faptele de care e acuzat învățătorul ar fi avut loc pe durata fostului an școlar, spun anchetatorii. În primele investigații a ieșit că faptele ar fi fost săvârșite în perioada septembrie 2022-septembrie 2023. Astfel, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului. Deși confruntat cu acuzații grave și cercetat de poliție, învățătorul a mers azi la ore. Din ce știm și din comunicarea cu autoritățile locale și doamna director, la momentul actual nu avem o interdicție în ceea ce privește prezența domnului învățător în fața copiilor. Învățătorul respinge acuzațiile și spune că poliția nu i-a adus vreo învinuire. Au intrat cu scandal peste mine în clasă, nu am înțeles ce acuzații mi-au adus, pentru că oficial nu am fost acuzat de nimic. Între timp, eleva va fi supusă unor expertize medico-legale și psihologice care vor stabili dacă a fost cu adevărat victima unui abuz. Vă reamintim, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde 119, unde pot fi semnalate cazurile de abuz asupra copiilor.